Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii Videoteca Excelența aici la Polonia TV. Astăzi vom discuta despre palmaresul deloc de neglijat al unui liceu de prestigiu din Iași. Este vorba de Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, iar invitata ediției de astăzi este profesor dr. Adina Romanescu, director adjunct al acestei unități de învățământ din județul Iași. Bine ați venit, doamnă director! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult că ne oferiți această oportunitate de a prezenta ce se întâmplă la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil. Trebuie să vă spun că am adus și elevi cu altă ocazie. Nu știu dacă ați mai reușit să țineți pasul cu tot ceea ce se întâmplă. Și acum e momentul să discutăm și despre partea cealaltă, partea pe care de multe ori n-o vede, munca depusă de dumneavoastră, de toată echipa de la liceu pentru proiectele pe care le aveți, și așa că o să punctăm rând pe rând principalele proiecte de la dumneavoastră. Sigur, ați sesizat foarte bine. Ceea ce ne caracterizează este dăruirea elevilor față de LIS și dăruirea profesorilor față de elevi. De-a lungul timpului, totdeauna am încercat să ne conectăm la ceea ce se întâmplă în societate și să aducem în educație modele inovative care să ne ajute să le oferim cele mai bune contexte de dezvoltare elevilor noștri. Credem în educația bazată pe e-learning. Am inițiat de mult foarte multe concursuri în acest sens. În anul 2000 am inițiat Istorie și societate în dimensiune virtuală, un proiect al doamnei profesoare Maria Rados, care a devenit acum concurs național, și apoi am început să ne extindem la toate disciplinele. Am inițiat concursul interdisciplinar Urmașii lui Moisil pentru clasele 5-8 în anul 2006, cu probe interdisciplinare matematică, fizică, chimie, biologie și apoi probă de informatică ca o etapă de pregătire pentru etapa județeană a Olimpiadei de Informatică. E un eveniment, un concurs foarte cunoscut și îndrăgit de elevi, din câte am văzut. Sigur, sigur. Am inițiat religie în dimensiune virtuală, am inițiat de doamna profesoară Țuțui Violeta, concursul InfoChim, doamna profesoară Ada Zvâncă, am trecut și la literatură română în dimensiune virtuală, concurs național inițiat de doamna profesoară de limba română Zaharia Daniela. Cred că după ce o vreme am lucrat foarte mult la softuri educaționale, noi am creat în școală peste 30 de softuri educaționale. Profesorii de diferite discipline au lucrat în echipă cu profesorii de informatică și cu elevii. Am trecut să introducem tehnologia în școală în toate modurile posibile, pentru că tehnologia înseamnă de fapt conectare între oameni și noi am văzut aceste preocupări ale elevilor noștri ca o oportunitate de a fi mai aproape de ei. Vă spuneam că dăruirea este ceea ce îi caracterizează pe elevii noștri și pe dragii mei colegi. Totdeauna a fost așa o emulație în școală, olimpicii de liceu să lucreze cu cei de gimnaziu. Anul trecut, de exemplu, i-au coptat într-o competiție internațională și am ajuns într-un clasament mondial. Cum reușiți, v-aș întrerupe, că nu pot să nu vă întreb, cum reușiți totuși să aveți atât de frumoase rezultate, cu atât de mare muncă, dar să nu fiți incisivi când e vorba de promovarea lor și, pe de altă parte, să nu pierdeți contactul cu realitatea, să fiți calzi, primitori și, nu știu, să împărtășiți și altora? Pentru că am dat, cred, un răspuns. Pentru noi, tehnologia este chiar conectarea oamenilor între ei. Tehnologia nu este ceva rece în afara noastră. Tehnologia ne face să fim mai aproape unii de alții.
fac lucruri minunate elevii. Totdeauna îi interesează ce poate să facă pentru colegul lui, cum poate să-l dezvolte mai bine. Am inițiat de mult și am ajuns acum la un număr de ediții foarte mare, concursul Moisil Plus Plus, un concurs inițiat de doamna profesoară Ivaș Cornelia de informatică, în care elevii olimpici de liceu propun probleme, construiesc evaluatoarele sub îndrumarea profesorilor de informatică pentru cei mici de gimnaziu care doresc să se antreneze în informatică. Foarte interesant. Asta cred că este nemaipomenit. De curând avem un rezultat care ne-a produs o bucurie imensă. Elevul Banu Denis, calificat în lotul național, s-a calificat pentru Balcaniada Senior de Informatică. Este un rezultat nemaipomenit pentru întreg județul Iași. Chiar astăzi colegii de clasă l-au sărbătorit într-un mod inedit cu un tort pe care au așezat niște mesaje foarte frumoase. Denis este elevul nostru din clasa a 5-a. De altfel, am avut 15 elevi participanți la Olimpiada Națională de Informatică, 8 elevi de gimnaziu și 7 elevi de liceu. S-au întors cu rezultate foarte frumoase, 3 mențiuni, 2 mențiuni la liceu, Banu Denis și Turcuman Vlad, o mențiune la gimnaziu, Romanescu Adia Ioana. S-au întors cu 2 medalii de aur, 5 medalii de argint și 6 medalii de bronz. Ne bucură foarte mult aceste rezultate. Catedra de informatică lucrează mereu în echipă ca să reușească să ofere cea mai bună susținere pentru acești copii. Avem rezultate și la celelalte discipline, care sunt la fel de valoroase ca cele de la informatică. Am avut anul acesta calificat la Olimpiada Națională de Discipline Socio-Umane la disciplina psihologie, eleva Constantinov Cezara din clasa 12-a sub îndrumarea doamnei Cărăușu Claudia, calificat la limba engleză, Tudor Teșcu din clasa 9-a sub îndrumarea doamnei profesoare Fiulop, și avem sigur și 2 calificați la Olimpiada Națională de Tehnologie a Informației, Arvinte Alexandru și Toderica Alexandru, elevii doamnei profesoare Tufescu Lăcrămioară. Cum reușesc acești copii, dar și dascălilor, să facă toate aceste lucruri? Pentru că e orarul care e destul de încărcat și nu, școala nu trebuie neglijată, cu siguranță, dar e nevoie și de muncă suplimentară. Este nevoie de multă muncă suplimentară. Profesorii de informatică lucrează foarte mult în echipă, se consultă tot timpul ce aplicații interesante, ce probleme interesante să mai propună elevilor. Deci echipa e importantă. Echipa este foarte importantă. După aceea, elevii noștri au accesat, au fost invitați în foarte multe contexte de învățare care i-au ajutat și au accesat tot felul de programe de pregătire. În luna octombrie, în 2017, 3 elevi din școala noastră, Banu Denis, de care v-am mai spus, Turcuman Horea și el calificat la națională, Turcuman Vlad și el calificat la națională în clasa 11-a, care a obținut mențiune și medalie de aur, au fost invitați într-o tabără de pregătire desfășurată în Moscova cu lotul național de informatică al Rusiei. Au fost singurii elevi invitați în acea tabără în care participau studenți. Aceasta și datorită relației speciale de colaborare pe care au creat-o cu domnul Paul Diac, doctorand al Facultății de Informatică, care coordonează centrul de pregătire InfoGym pentru gimnaziu. Centrul la care, la fel, elevii noștri au devenit profesori pentru cei mici și Rusu Daniel, Banu Denis, Turcuman Horea, Turcuman Vlad au ținut lecții alături de profesorii de informatică din județ.
elevilor de gimnaziu pasionați de informatică. Deci este... Nivelul e foarte înalt dacă ajungi să faci așa ceva. Colaborarea dintre ei, echipa dintre elevi este extraordinară, echipa dintre profesorii de informatică și echipa pe care o fac profesorii cu elevii. De altfel, echipele funcționează la toate disciplinele. Deci încurajați spiritul acesta de echipă, chiar dacă vorbim de competiții, unde de multe ori trebuie să participăm singular, da? Doar o singură persoană. Foarte multe competiții în informatică sunt și în echipă, dar nu am simțit la elevii mei percepția unei competiții ca și o concurență. Nu am simțit-o așa. Totdeauna am simțit că merg la o competiție să se depășească pe ei înșiși, să cunoască alți elevi cu preocupări ca ale lor. Probabil să învețe de la ei, să dăruiască, la școală, să dăruiască din ce știu ei. Tot timpul am simțit la ei lucrul acesta și se impulsionează între ei, anunță colegul mai mic din altă clasă să meargă și ei la o altă competiție. Nu reușim aproape să ținem pasul cu câte competiții se întâmplă permanent. De curând s-au întors de la o competiție preelevi organizată de Universitatea Sapienția din Târgu Mureș, unde au luat locul întâi pe țară dintre toate școlile participante. Felicitări. A fost o competiție de programare. Au participat la preadmiterea organizată de Facultatea de Informatică și la sfârșitul clasei a 11-a, doi elevi, Iacobescu Tudor și Laura Cornei, deja sunt admiși la Facultatea de Informatică. Laura Cornei a mers și la concursul organizat anul acesta de Facultatea de Automatică și Calculatoare, unde la fel și-a câștigat un loc la această facultate. Laura Cornei, de altfel, și ea o elevă cu preocupări deosebite, eleva care va ieși șefă de promoție la liceu, o elevă venită la noi din clasa 11-a, care în anul 2015 a devenit campion mondial în dezbateri. Vă dau acest exemplu să vedeți că elevii niciodată nu au mers doar s-a reprofilat într-o practic, singură într-un mod direcție, fericit. Totdeauna le-au plăcut să se dezvolte în foarte multe direcții, pentru că, de fapt, tehnologia îți oferă o diversitate de contexte la care ai acces. Dar dumneavoastră a spus un lucru cât se poate de interesant acum, spre final, că a fost admisă la facultatea din Iași. Asta e un lucru cât se poate de bun. La două facultăți din Iași. Nu va și pleca la facultatea de informatică din Iași și la facultatea de automatică din Iași. Chiar nu știu ce va alege Laura până la urmă. Elevii noștri rămân în Iași, mulți dintre ei, și avem colaborări extraordinar de eficiente cu Facultatea de Informatică, cu Facultatea de Automatică și Calculatoare. Poate că și acesta este un motiv. Avem colaborări cu firmele de IT. De curând a fost un absolvent și a prezentat S-a dezvoltat compania foarte IT. Mult acest și poate segment. Că din acest motiv elevii noștri sunt atașați. Chiar vor să facă ceva pentru Iași. E un lucru ce se poate de bun, pentru că, iată, vorbim de o nouă generație care va rămâne și va dezvolta zona aici. Așa a fost și în ceilalți ani, această rețea, practic, cu universitățile din Iași și cu firmele de profil, sau e mai proaspătă relația? Tot timpul am avut strânsă. O colaborare foarte bună. Tot timpul am avut rezultate deosebite în acest sens și ni s-a întâmplat. Elevii noștri sunt invitați permanent de către Facultatea de Informatică la competiții. Ei seara, pe la ora 19 seara, competiții online. Imediat intră și mai rezolvă câteva probleme. Nu știu, nu rețin vreodată să nu fi fost în acest parteneriat extraordinar. Sunt la liceu din anul 2003 și totdeauna am avut această comunicare cu mediul IT din Iași, și universitar și companie. E adevărat că la Universitatea de Cuza, mă refer la Facultatea de Informatică, și doamna profesor Lenuța Alboaie, dar domnul profesor Paul Diac, ambii prezenți la noi în platou, au povestit de fiecare dată cât de mult s-au bucurat că au găsit și materie de bună calitate. Asta referindu-se la elevii de la dumneavoastră. Ați dat un exemplu cu
domnișoara admisă la cele două facultăți. Deci e posibil să nu fii mare iubitor de informatică de la începutul drumului, însemnând poate clasa a noua, și iată că pe parcurs, având un ghidaj bun, sigur că da, așa cum este posibil pe parcurs să-ți descoperi alte preocupări. Avem un elev care a venit în clasa noua la noi, Ștefan Oatu, pasionat de informatică, cel puțin așa credea la acel moment, și în clasa 10 a descoperit o altă pasiune, poezia, scrie poezii. Anul acesta, în clasa 11, a luat premiul întâi la concursul LICART, un concurs pentru adolescenți național. E total diferit, deci, dar iată că e interesant. Cred că asta trebuie, să creăm foarte multe contexte. Până la urmă, fiecare elev trebuie să se dezvolte cât mai bine în direcția pe care consideră, care el o consideră că este calea lui. Dar nu trebuie să-i impunem. Lasă sistemul de învățământ, doamnă director, această libertate? Lasă. Eu o să spun mereu că libertatea care există în învățământ poate că nu există în alte domenii. Sau mai bine există spus, vă zbateți dumneavoastră să fie bine. Să vă spun de ce. Noi ca profesori, la orice disciplină de studiu, trebuie să respectăm programa școlară. Modul în care eu aleg să predau un conținut și modul în care aleg să construiesc scenariile de învățare împreună cu elevii în clasă, atunci depinde numai de mine ca profesor. Să-l faceți atractiv. Eu am doar o temă. Modul în care acea temă ajunge la elevi, eu decid asupra ei. Și asta este extraordinar. Sigur, este puțin mai complicat pentru profesorii care au discipline, care sunt probe de evaluare în examenele naționale. Acolo ai un anumit tip de item pe care îl primești și poate că trebuie să mergi într-o anumită direcție. În rest, avem o libertate foarte mare ca profesori. Și avem acest... cum să vă spun eu, scop este prea puțin să-l spun. Avem această menire de a contribui la formarea caracterelor și asta este nemaipomenit. Și trebuie să vedem oportunitățile din jur. Sunt foarte multe. Ați fost de curând la evenimentul nostru de multiplicare din cadrul unui proiect și cred că cea mai mare oportunitate sau una dintre oportunitățile care există acum în educație sunt aceste proiecte finanțate de Comisia Europeană. Proiectele Erasmus Plus te lasă să adaugi la curriculum școlar ceea ce mai dorești tu să mai parcurgă elevii tăi. Și astfel am reușit, noi ne-am întors cu ei la începutul anului școlar dintr-un proiect de mobilități pe tema dezvoltării competențelor de editare a materialelor multimedia, un proiect la care au participat 32 de elevi din clasele a 10-a într-o firmă IT din Spania și am început etapa de diseminare, suntem în etapa acum de valorizare a proiectului, de exploatare a rezultatelor, pentru că funcționează un club la noi în școală, elevii au devenit formatori pentru cei din clasa a 9-a și lucrează și cu ei diferite aplicații pentru a-i ajuta. De asta vă spuneam dăruirea. Dăruirea este prezentă în tot ceea ce fac. La fel, la începutul anului școlar am fost cooptați de Fundația Euroed într-un parteneriat prin care am susținut niște lecții asistate de calculator. Profesorii noștri Ines Crețu, matematică, Elena Chirilă, geografie, Ana Maria Andrei, limba engleză, au susținut lecții la disciplinele respective prin utilizarea tehnologiei în prezența unui număr foarte mare de profesori din diferite țări. Și am pornit apoi mai departe în demersul acesta de a-i cointeresa pe elevii noștri și i-am invitat să parcurgă curriculum online creat în cadrul proiectului Erasmus Plus Parteneriate Strategice pentru Susținerea Inovării cu Produse Intelectuale, intitulat Imprimarea 3D pentru susținerea inovării și creativității. Și după ce au parcurs acest curriculum online, la fel s-a întâmplat ceva minunat, ni s-a propus un alt proiect și elevii au început să lucreze pentru o competiție națională de robotică și trebuiau să construiască un robot, l-au construit, au fost cu el la București sub îndrumarea doamnei profesoare Mirela Țivu de informatică. Din acest grup, 90% sunt elevi olimpici
care au deci rezultate la nivel altfel. Național și proiectul a fost finanțat de BRD și Nație prin Educație. Ne-au dăruit o imprimantă 3D, deci este o întâlnire nemaipomenită între două tipuri de finanțări și elevii au exersat curriculum pe care l-au parcurs și s-au apucat să imprime 3D. Avem iarăși un alt proiect în școală la care suntem coordonatori, inițiat de doamna profesoară Popa Lăcrămioara, cu firme, cu care, prin care funcționează două firme de exercițiu în domeniul antreprenoriatului ecologic. Avem 6 școli partenere din Marea Britanie, Italia, Grecia, Turcia, Croația. Și sigur că mai avem și un alt proiect, tot cu produse intelectuale, tot parteneriate strategice, pe tema dronelor. Îi ajutăm pe elevi să-și dezvolte competențele MUST, utilizând o dronă, pentru că avem achiziționată și o dronă, ca să-i ajutăm să se apropie mai mult de disciplinele fizică, chimie, matematică și să le perceapă într-un mod plăcut. Observ că e o varietate extrem de mare, nu găsesc termen acum de comparație, aș putea spune, pentru cum vă alegeți dumneavoastră proiectele. Cât de, de dificil e să le găsiți așa din toată sfera posibilă? Nu este dificil, trebuie să investești timp și să te ocupi de acest lucru, pentru că noi am ajuns la această diversitate a proiectelor pentru că așa arată nevoile de învățare ale elevilor noștri. Noi facem permanent analize ale nevoilor lor de învățare și atunci... Dar vă doriți să-i ajutați. Asta e foarte important. Până la urmă, asta este menirea noastră, să-i susținem să ajungă la un nivel de dezvoltare scopul maxim. Final. Exact. Chiar de curând am primit iarăși o veste minunată că o să mergem în toamnă la Parlamentul European. Am participat și la competiția națională Euroscola în toamna lui 2017 și colegele noastre Ana Maria Ghiban și Dan Anghelescu, profesoare de limba română, au creat niște materiale deosebite împreună cu elevii și niște activități deosebite și au încercat să reașeze Mănăstirea Dobrovăț pe harta patrimoniului cultural. Chiar era nevoie, pentru că e o mănăstire importantă, n-a reușit ea să arate tocmai bine la adevărata valoare și poate că acest proiect al doamnelor profesori și ale elevilor va schimba un pic și situația. Sunt foarte multe proiecte, timpul nu e foarte, cum să zic, mare și n-ați avea foarte mult timp chiar pentru fiecare în parte. Cum reușiți să găsiți prioritățile? În primul rând, toate proiectele au echipe în spate. Vă spuneam că ideea de echipă funcționează foarte bine. Și ați găsit niște echipe pe care puteți conta, din câte am înțeles, și le-am dezvoltat în timp. Exact, dezvoltate. Am început în anii 2000 și ceva, eu personal în 2007 am depus primul formular de candidatură. Eram profesor atunci de puțin timp la Liceul de Informatică. Ne-am dezvoltat în timp. Interesant este că poate că acesta este un secret. Am mers și fiecare așa pe un culoar pe care ni l-am creat și am reușit să ne dezvoltăm pe el. Pentru că anul acesta din nou am lucrat la alte proiecte. Am depus iarăși foarte multe proiecte și așteptăm rezultatele, mai ales elevii așteaptă foarte mult rezultatele. Ne-ar plăcea să le putem oferi din nou oportunități de învățare deosebite. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat să veniți astăzi în platoul nostru. Mult succes, cu siguranță vom mai auzi și cei care ne urmăresc vor mai auzi de proiectele dumneavoastră. Aveți un an din nou plin, nu știu când a fost un an plin la dumneavoastră și vă felicităm că reușiți să, nu știu, să găsiți acea rețetă prin care să nu plece elevii care sunt și dascălii de asemenea, că nu e nicio verigă, nu se poate una fără cealaltă, să nu plece și să avem în continuare generații foarte bine pregătite. Mulțumim foarte mult, mulțumim, doamnă director. Mulțumim foarte mult doamnei director adjunct
Adina Romanescu, profesor doctor la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moleisil din Iași. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu sunt Raluca Daria Diaconiuc și împreună cu ai mei colegi din emisia Apolonia TV vă dorim o zi frumoasă și nu uitați că ne revedem și săptămâna viitoare.